Direcția Agricolă Buzău a transmis că starea culturilor agricole înființate toamna trecută este una îmbucurătoare, dar fermierii au nevoie de irigații. În zone din țară, fermierii beneficiază deja de apă din partea autorităților din domeniul funciar. În schimb, la Buzău, deocamdată, acest lucru nu este posibil. Stadiul culturilor e unul bun la momentul ăsta, dar nu sunt, previziunile sunt așa cum sunt. Vreau să spun că în alte județe se irigă deja. Și o făceau și fermierii de ai noștri dacă aveau apă. ANIF încă nu a dat apă pe canal. Din ordin tehnic au spus că nu au putut să dea drum. Dar începând, mie mi s-a zis, după 15 aprilie, după Paște. Atât rapița cât și grâul s-au dezvoltat în mod armonios. Totuși, în situația în care nu vor exista precipitații sau posibilități de irigare, datele problemei ar putea fi modificate. Nu avem mai mult de 100 de litri căzute la nivel de județul Buzău, ceea ce nu... Nu sunt premizele unui grozav, din păcate. Va fi gradul de afectare, cel puțin din ceea ce știm până acum, la rapiță, la grâu, ca în rapița, vedeți dumneavoastră, întotdeauna rapița care a fost, s-a prins bine, s-a rădăcinat bine, nu a suportat mai bine seceta. Și vă și dau o explicație la acest lucru. Având rădăcină pivotantă și foarte adâncă în sol, ea se duce după rezerve de apă, găsește, adică rezistă mult mai bine la secetă, așa, în detrimentul culturilor păioase, unde rădăcinile sunt la 10-15 cm. Și atunci rapița plecată bine în iarnă, rezistă întotdeauna, rezistă mult mai bine la secetă. Chiar dacă producția e diminuată, dar ea ajunge în faza de a fi treierată cu o producție acceptabilă. Și grâul, cum se prezintă la acest moment? Grâul este foarte bine, e verde, după cum puteți vedea. Este un pic întârziat din cauza frigului care a fost dimineața, dar nu asta e problema. Grâul încă e verde. Problema e ce s-a întâmplat de aici încolo. Anul trecut, județul Buzău s-a confruntat cu un val de secetă care a afectat culturile agricole. Cu toate că iarna acestui an a adus precipitații, cantitatea de apă din sol nu a fost atât de mare încât să acopere necesarul, au mai transmis reprezentanții Direcției Agricole.